Salut, eu sunt Andreea și acesta este un nou vlog pe canalul meu de YouTube. După un an de zile, în sfârșit fac un vlog din ăsta în care pur și simplu vorbim în fața camerei. Și o să vă întrebați cine este această domnișoară așa frumoasă și matură și o să vă zic verișoara mea Emma. Pentru cei care nu țineți minte pe Emma de acum 6 ani în urmă, de când m-am apucat de YouTube, vă las, de fapt nu, 7 ani în urmă. Vă las chiar acum clipul să vedeți Emma când era mai mică și eu când eram mai mică. Ok, nu toți, mai sunt verișoare în spate. Ok, în spate. Ok, chupa chups. Mi-a stricat cocul. Ți-ai stricat cocul. Matei a stricat cocul Emma. Așa, hai alegeți, ce chupa chups vrei? Asta Matei. Asta e mie. Nu, asta e mie. Hai, ia. Matei, hai tu roșu fiind stit. Și tu de care vrei, Emma? Dar nu chup. El s-a la roșu, ne-a fix la fiecare. Da, mi-a venit. Uite. Da, am crescut deja mari. Apropo, dragilor, să știți că mi-a fost foarte dor de voi. Emma, ți-a fost dor să apară în vlogurile mele? Da, mi-a fost foarte dor. Serios? Da. Și astăzi m-am gândit, pentru că Emma a venit la mine și eu încă eram, bine, și sunt, nu m-am machiat, nu asta, și am zis că, mă, ar fi o idee foarte bună să ne machiem împreună în vlog. Astăzi o să facem make-up tutorial. Avem aici machiajele, oglindă. Emma și-a luat machiajele ei, eu mi-am luat machiajele mele și agrafe ca să ne prindem părul când ne machiem. Așa, astăzi o să facem acest machiaj cu roz. Se numește Glow Natural Pink Makeup. Știu că are o denumire foarte lungă, dar și lui Emma i-a plăcut machiajul ăsta, da? Da. Emma, tu ce clasă ești? A șasea. What? Ești clasa a șasea? Deci eu în clasa a șasea... Cred că în clasa a șasea, prima oară, am avut crush pe cineva în clasa a șasea. Nu o să zic numele, pentru că băiatul ăla, cred că, adică nu cred. Am fost colegi de clasă până în clasa a 12-a, deci oricum cred că mă știe. Salut, dacă te uiți la asta, cred că înțeles cum mă refer la tine și... Da, cred că în clasa 6 el a fost primul meu crush. Și eu am fost tot crush-ul lui. Bine, eu am fost crush-ul lui din clasa a 4-a sau a 3-a. But, by the way, Emma, tu ai crush? She was like, girl, don't ask me that. Eu o să-mi pun agrafa asta verde și albastră. Apropo, astăzi o să facem competiție. Cine se machiază mai bine? Andreea Bostanica, care are 19 ani, sau... Emilia Vadiu, care are doar 12 ani. Deci 12 versus 19 ani. Și tu, Emi, pentru că îți faci machiaj, pentru că, nu știu, ești așa girly, îți dau roz și galben. Din păcate nu am agrafe la fel, că le-am pierdut. Hai să ne prindem așa părul ca să ne putem machia. Așa. Și asta cu verde. Așa. Perfect. Deci răspunde la întrebare, Emi. Despre crush-ul tău. Nu pot răspunde. Deci, poate am pus întrebarea greșit. Nu că ai crush. Ai gagic? Că știu că fratele ei, deja fratele ei mai da, mic. Da, fratele meu are gagică. Adică are și, cum să zic, are și amantă. Ce? Adică. Wow, ce repede cresc copiii. Da. Și să nu credeți că fratele ei este mai mare. Fratele ei e mai mic ca ea. Un an și o lună. Deci Matei câți ani are? 11 ani. Și chiar are două gagici? E gagică. Și cum? Se pupă sau? Da, am și pus-o cum mai am. Păi și nu cred că el are iubită și tu n-ai iubit. N-are cum. N-am. Serios? Și nici da. Crush? She was like, Dar tu ai crush? Probleme de conexiune, așa. Dragilor, mă, sincer, da, am, dar nu pot să zic acum numele băiatului. Because Justin Bieber is married. Nu, glumesc, nu, acum e căsătorit. În fine, mă bucur foarte mult că fac vlog cu Emma. Și mă bucur că fac vlog cu verișoara mea. Pentru că, nu știu, mi se pare că Emma a crescut atât de mult și
Nu mai putem să facem vlogurile la copilărești cu am, n-am făcut pipi, am, n-am mâncat ciocolată. Efectiv, da. Pentru că Emma are machiajele ei. Deci uitați-vă trusa mea de machiaj colorată, zici că e de copil mici. Și uitați-vă trusa lui Emma, uitați ce frumoasă e. Hai să începem cu trusele de machiaj. Pentru că facem o competiție totuși. Da. La finalul acestui clip, toată lumea vă rog să vă duceți în comentarii și să scriți cine s-a machiat mai bine. Eu sau verișoara mea Emma. Deci, în primul rând, asta e trusa mea de machiaj. Puțin jegoasă pe aici, ignorați că mi s-a deschis concealer în ea. Dar în rest, nu, nu e jegoșenie înăuntru, chiar e curat, curat. Că nu-mi place să am machiajele murdare, chiar e curat înăuntru. I-am această gentuță de machiaj neagră. Am avut una fix culoarea Andrei. Doar by the way, asta mi-a dat-o mama ei. Trusa asta am primit-o cadou de la mama lui. Și s-a murdărit, da. Și mi-a luat-o de asta. Care e al mamei. A, da? Da. E foarte drăguță. Bine, în primul rând, cu ce începe machiajul? Eu de obicei încep machiajul cu tenul. Nu știu dacă vedeți, dar eu de fel sunt foarte albicioasă. Sunt chiar mai albă ca Emma. Tenul meu e foarte alb. Și singurul lucru pe care l-am acum, m-am dat cu ruj pe buze, nu cu ruj, dar cu gloss, pentru că am buzele foarte crăpate în perioada iernii. Tu ești machiată acum? Nu. Am fost dată cu gloss, dar s-a uscat. Da. Și la mine tot s-a uscat gloss-ul, dacă vedeți. Da, vedeți? Se mai ia puțin pe mână, dar nu am așa de mult. În fine, hai să începem machiajul. Eu încep machiajul de obicei cu fix parfum fix Santera, face. În fine, cu chestia asta de la MAC, știu că toată lumea se dă cu ea după machiaj, dar mie îmi place să mă dau și înainte. Mi se pare că ține machiajul mai mult. Așa. Și tu, Emma, cu ce încep machiajul? Cu concealer. Cu concealer? Nu mă dau cu nimic, dar... Dar asta ce-i? O cremă, dar de obicei nu mă dau înainte de machiaj, dar... Da, și eu mă dau cu cremă înainte de machiaj, doar că eu deja m-am dat cu cremă. Eu mă dau cu cremă după ce... Mă spăl pe dinți, pe față și mă spăl și cu gel de curățare și după aia mă dau cu cremă. Așa, în primul rând, eu mă dau cu concealer. Deci, scuze. Ți-ai cecomat, Emma? Da. Ce să mă departe, n-are nimic. Așa, deci, eu mă dau mai întâi de toate cu concealer. Eu tot prima dată mă dau cu acest concealer de la Essence. Nu e chiar culoarea mea, dar consider că e foarte bun și se întinde foarte bine pe fața mea. Și înainte de machiaj folosesc acest concealer. Da, am o întrebare. Vă dă voie să vă machiați? Că eu aveam o profesoară care nu ne dădea voie să ne machiem, gen, când eram clasa a 7-a chiar, nu ne dădea voie. Dirigenta mea, eu la școală de obicei nu mă machiez, mă dau cu rimel și nu mereu. De exemplu, azi m-am dat, dar m-am șters. Eu la școală nu mă macheam că nu-mi dădeau voie, nu mă macheam uneori pentru că n-aveam chef. Adică mă duceam cu toată tristețea, mă trezeam dimineața și n-aveam niciun chef să mă machiez. Păi nu, eu mă duceam și mă macheam la școală, adică mie mama nu-mi dă voie să mă machiez. Și tu te machiezi pe ascuns? Da. Și... Adică la școală nu-mi dă voie, da. În general, da. Dar prietenele tale tot se machiază? Da, prietenele mele tot se machiază. Toate? Da. Și câți ani au? 12? 11, 12, 14... 11 ani și se machiază? Vai, ce s-au schimbat timpurile. Noi nu știam. Noi la 11 ani ne machiam cu cariocile alea de la școală. Eu folosesc acest concealer. Este de la Too Faced, preferatul meu. Bine, toată lumea laudă concealerul ăsta, dar să vă zic, eu de fapt l-am descoperit. Bine, acum o să ziceți, mamă, tu l-ai descoperit. Eu îl folosesc deja de vreo 3 ani de 4 ani cumpăr concealerul ăsta. Însă de curând am descoperit unul nou, ăsta de la NARS. Nu știu dacă se găsește în România, eu l-am luat din Dubai 2 ani în urmă și îl tot cumpăr. Însă îmi place să le combin. Mă dau cu ăsta și după aia cu ăsta, deci mă dau cu două. Deja se vede diferența dintre 12 și 19. Da. Vrei să zici că sunt bătrână? Așa, haideți să ne machiem. Avem aici o oglindă. Deci eu mă dau cu concealer. Matei ce face? Matei e acasă cu fratele meu, mănâncă pe ascuns bomboane. Mănâncă pe ascuns bomboane? Da. Am ascuns bomboanele, dar le-a găsit. Mereu.
Matei sau Marcu? Matei, că Marcu nici nu are treabă. Deci mie mi-au ieșit, nu știu dacă vedeți aici, mi-au ieșit niște coșuri de la mâncare. Mi-au ieșit coșuri că mănânc bomboane, Kinder și mi-au ieșit coșuri. Și din cauza asta... Apropo, o să mă întrebați, Andreea, de ce nu te dai cu fond de ten? Nu mă dau cu fond de ten pentru că nici Emma nu se dă cu fond de ten. Mamă, cum arată? Și am zis să nu mă dau nicio cu fond de ten. Acesta este beauty blenderul meu. Și... Tu te dai cu concealer și pe nas? Da, mă dau aici. Și acesta este beauty blenderul meu. I'm a little bit jealous because her beauty blender is better than mine, but it's okay. Nu, am și eu un beauty blender la fel am pus asta, pentru că beauty blenderile astea le-au cumpărat mamele noastre din Dubai. Da. Nu știu dacă știți, dar eu am fost în Dubai cu mami, după aia a venit și mama lui Emma la noi în vizită, în vacanță. Emma, din păcate, n-a putut să vină pentru că a avut școală. Da. Îmi pare rău că n-ai venit, Emmy, era să ne distrăm. Da, dar fix în zilele alea se începea școala și nu puteam să lipsesc. Emma, eu vreau să știu ce zic colegele tale de clasă despre mine. În general, ce se vorbește despre Andreea Bosănică în liceu, la voi, la fetele mai micuțe? A, la fetele mai micuțe... Azi când treceam pe hol... Mă refer la tine când zic fetele mai micuțe. Da. Când treceam pe hol, mă duceam la engleză, la limba engleză. Uh-huh. A trecut un băiețel și a zis... Fata, te-am văzut un vlog la Andreea Bostănică. Erai tu cu Andreea Bostănică, nu pot să cred! Serios? Da, era un băiețel. Mă, dar nu cred că toată lumea mă iubește. Adică, sigur, sunt și hater, nu? Sau toată lumea zice de bine? În fine, nu chiar toată lumea, dar majoritatea da. Și ăștia care zic de rău, ce zic? Fac mișto sau ce? Nu chiar, dar mă le place. Eu, de exemplu, am avut niște fetițe care erau clasa a șaptea, cred că, da. La mine în liceu, bă, și mereu când mă vedeau, nu știu, aveau așa o răutate, adică erau și fetițe micuțe și pe mine mă durea sufletul când puteam să mă și jignească, să-mi zică cuvinte urâte așa și după aia să fugă. Și aveau așa o răutate în ochi și de obicei, dacă era altcineva, le înjura înapoi sau se ducea la director sau vorbea cu profesorul. Dar pe mine mă durea sufletul că eu înțelegeam, mamă, ce educație au fetițele astea, sunt mici, au câte 13-14 ani și ele au ură în ele. Nu știu dacă știți, dar ura este unul din cel mai mare păcat pe care omul îl poate face în viața asta. Să urăști pe cineva este un păcat foarte mare și în Biblie scrie asta. Și mereu mă întrebam, că și colegii mei de clasă îmi ziceau, Andreea, du-te și le zici la profă că uite cum vorbesc cu tine, uite cum se comportă. Acum să nu credeți că mă băteau sau ceva, că le dădeam una, dar se comportau urât, puteau să țipe cuvinte urâte sau încercau să-mi pună piedici. Eu pur și simplu mă uitam la ele și mi-era milă că se vedea că nu erau niște copii dintr-o familie iubitoare. Adică, în primul rând, erau fetițe. Pentru mine, fetițele trebuie să fie gingașe, să fie prietenoase. Și ele erau foarte răutăcioase și mi-era așa, nu știu, mă gândeam, săracele, nu știu cum le-au educat părinții lor, că au crescut cu atâta ură și răutate. Mie, chiar dacă nu-mi place de o persoană, că nu pot să zic că sunt înger, că nici mie nu-mi place de toată lumea, am persoane pe care nu le halesc și voi știți, dar chiar și persoanele alea, mă, n-am nimica cu ele că nu mi-au făcut rău. Da, au procedat unele persoane urât cu mine, dar eu nu pot să țin pică. Adică, nu, la urma urmei, nu m-au omorât, nu mi-au făcut nimic, știi? Da. Cel mai important e să poți să ierți, că și așa viața asta e foarte scurtă și dacă stai și te superi așa pe toți, care mai e rostul? Trebuie să fim și noi mai buni. Corect. De-aia vă zic ai mei, încercați să fiți cât mai buni cu oamenii care vă înconjoară, cu prietenii voștri, cu colegii voștri de clasă. Eu, de exemplu, aveam un coleg, nimeni nu vorbea cu el, doar pentru că era dintr-o familie mai simplă, pentru că era mai tocilar, așa, mă, nimeni nu vorbea cu băiatul ăla și toți își băteau joc de el. La noi e fix aceeași problemă. Serios? Da, sunt foarte mulți colegi în clasă care înjosesc alți colegi.
mi se pare cel mai urât lucru. Și eu vedeam că nimeni nu vorbește cu el și din adins mă duceam și vorbeam cu el și stăteam cu el și toată lumea făcea mișto. A, Bostănică, de ce stai cu el și vorbești? Și eu ziceam, mă, dar ce aveți că e super de treabă? Și din... efectiv mă puneam, ziceam la profă să mă pună cu el în bancă ca să vadă toată lumea că eu vorbesc cu el și ghiciți ce? După aia a început... Au început și colegii mei să vorbească cu el și, nu știu, așa m-am bucurat foarte tare. Și la voi în clasă tot sunt chestii de genul? Da. Sunt colegi care nu vorbesc așa de bine, adică pentru că poate au venit din țară și... Serios? Da. Dragilor, următorul pas, mă dau cu contouring. Emma, tu folosești ceva pentru contouring? Nu? Adică nici cu blush nu te dai? Ba da. Poți să-mi pun un pic de contur. Vrei să-ți pun contur? Da. Haide. Dar trebuie să blenduiești, știi? Stai, uite la mine. Stai. Nu, stai că încă nu te-am dat. Deci trebuie să-l blenduiești foarte bine. Dar pe nas mai bine cu uscat să te dau. Haide, mă, dar aș vrea foarte tare să te machiez pe tine. Stai să-ți fac așa ca să pară că ai... deci așa, vezi? Da. Și blenduiește în sus, mereu în sus. Dă să spun puțin și pe nas. Așa? Da, mereu în sus. O să știți un pic la mine? Stai puțin. Uite, acum, știi cum blenduiești? Ca ei ia ascuțit-o. Și ca blenduiești în sus, că e ca aici ți-am pus prea mult. Stai. Iată să uite acum. Și asta îți facă nasul, îți pare gen... Așa? Da. M-a cantat prea mult. Uite așa. Și blenduiești așa. Încearcă să nu împrăștii foarte mult. Așa, despre ce să mai vorbim? Nu știu dacă știți, dar verișoara mea face ore de canto și a lansat primul ei cover pe YouTube. Al doilea cover? Da. Nu cred. Deci chiar acum duceți-vă pe YouTube și scrieți Emilia? Badiu Emilia. Badiu Emilia. Duceți-vă chiar acum, puneți pauză la clipul ăsta și scrieți pe YouTube Badilia. Badia. Și scrieți pe YouTube Badiu Emilia. Hai, spune. Sărbătorile de iarnă. Sărbătorile de iarnă. Și ce băiat, pentru că Emma a făcut cover la două piese. Da. Vă pun chiar acum să vă uitați. Deci hai să ne uităm împreună. Nu fi visător, deci tu se încălzește atmosfera. Devine locul cel mai hot de pe loc. Nu e că supărarea, așa Crăciunul la bloc. Ne-am pus și zâmbetul pe buze, facem cel mai... Povestește-mi, deci cum ai decis că vrei să cânti? Nu știu, foarte mult m-am inspirat de la tine, pentru că am de la cine m-am inspirat. Dacă nu erai tu, nici nu avea să încep. Serios, ești o drăguță, mulțumesc. Mie îmi plac foarte mult ambele cover-uri, în special al doilea, pentru că îmi place foarte mult cum ești îmbrăcată așa. Mersi, Andreea, și mi-mi plac foarte mult toate piesele tale, mai ales ultima, N-o să te uit. Sincer? Da. Chiar îți place? Da, eu... Când ai scos piesa, mă puneam în cameră și dădeam drumul la piesă și filmam și cântam. Serios? Da. Ce drăguț! Dar care crezi că e cea mai bună piesa mea? N-o să te. N-o să te? Da. Toată lumea zice că N-o să te e cea mai bună piesa mea. Și nu vreau să fiu ficioasă, dar mi se pare că toate piesele mele... mi se pare că toate piesele mele sunt bune, dar N-o să te, da, e foarte frumoasă. Însă, oricum, preferata mea rămâne... Deja Vu, Ce ascultă inima, îmi place foarte tare. Nu știu dacă vedeți, dar m-am dat cu contouring și deja încep să arăt a om. Deja încep să arăt a om, pentru că atunci când ne dăm cu contouring, fața nu mai pare așa albă, știți? Mă, sincer, m-am oprit din folosirea concealerului ăsta, dar e foarte bun. Apropo, dragilor, următorul pas cred că o să fie rimelul, nu? Blush-ul. Blush-ul? Ah, ok.
Pentru că... Tu ce vederi? Ai rimele, mă? Da, mi-am luat două rimele. Ai două rimele? Am trei, dar nu mi-ai spus. Eu am așa două rimele, unul mare și unul mic. Și vreau să le dau pe ăsta, Lema, să ne folosim gen ambele pe același timp. Noi pentru ce? Următorul pas este să ne dăm cu blush. Așa, hai să vedem ce blush-uri avem. Tu ai de la Dior, nu? Da. Ai și cremos? Da. Deci, eu am trei blush-uri și vreau să vă spun că le folosesc pe toate trei. Pentru că sunt foarte albă și îmi place să mă dau cu blush să pară așa mai... Nu știu, am fost în Dubai și toate arăboaicele erau așa roșii în obraj și mi se pare așa de cute, îmi place foarte mult să mă dau cu blush. Deci primul blush acesta de la Dior, apropo mi-am făcut unghiile, ce părere aveți, vă place cum mi le-am făcut? Ați văzut că pe TikTok unele persoane își pun inițiala pe blush-uri, pe Dior? Nu cred. Da, adică inițiala crush-ului și pun pe... Cum? Gen, fac așa pe blush? Deschid și pun A și inimioară. Serios? Da. Apropo, nu știu dacă ai văzut, dar umblă un zvon pe TikTok cum că eu aș fi însărcinată. Ai văzut? Deci eu, când intru live pe TikTok, toate comentariile mele sunt e adevărat că ești însărcinată? E adevărat că ești însărcinată? Și deja nu mai pot, oameni buni. Deci a pus cineva un TikTok în care a zis că eu sunt însărcinată. Deci eu mor de voi. Cum puteți să credeți așa ceva? Folosesc această pensulă Unicorn. Și eu folosesc această pensulă. Nu știu cum se numește. Și avem acest blush de la Essence. Eu folosesc nuanța asta de roz, dar îmi place și nuanța lui Emma foarte mult. Deci, apropo, Diorul de la blush. Blush-ul de la Dior nu este pigmentat deloc. Deci trebuie să fac așa. Da, am văzut că pe TikTok arăta cum își băgau degetul și nu avea nimic. Efectiv, trebuie să te chinui o grămadă ca să-ți dai o culoare, dar măcar nu o să fie roșie. Înțelegi? Adică e așa o culoare foarte frumoasă și o culoare rară. Am văzut că cei de la Too Faced au făcut un blush culoarea asta. Dar e sold out peste tot. Adică sold out înseamnă că nu mai găsești. Deci... S-au cumpărat toate. Nu știu, ceva de genul ăsta. Și mă dau și cu blush-ul ăsta de la Dior, paleta asta de blush-uri, mă dau cu blush-ul ăsta roz. Mă dau tot cu pensula asta. Așa. Ah, după asta highlighter, nu? Da, păi ăsta e blush, după aia mă dau cu highlighter. Am terminat cu blush. Dragilor, nu uitați să scrieți în comentarii cine s-a machiat mai bine. Până când așa arată machiajul meu. Ce părere aveți? Și așa arată machiajul meu. Bine, eu trebuie să mai blenduiesc. Mie mi se pare că machiajul nu e final până nu folosesc rimel. Mi se pare că rimelul schimbă tot. Efectiv, rimelul... Păi și eyelinerul nu schimbă. Nici nu zic de eyeliner, da. Eyelinerul schimbă foarte mult. Trebuie și culoarea la ochi să ne facem, nu? Da. Am zis că ne facem așa. Ok, acum a venit rândul să ne dăm cu highlighter. Tu i-ai dat sau nu te-ai dat? O să mă dau imediat. Avem acest highlighter, nu știu de la ce e. Al verde, nu știu. E aproape terminat, dar nu contează. E pigmentat? Da. Mamă, ce pigmentat! Efectiv, e mai pigmentat ca Diorul meu, ca highlighterul meu de la Dior. Chiar e pigmentat. Da. Și tu te dai cu pensula pe aici, când te dai cu highlighter? Nu, să știi că nu mă dau mereu cu pensula. Mă dau și cu blush-ul ăsta lichid de la Charlotte Tilbury. Am primit cadou de la prietena mea și blush și highlighter de la Charlotte Tilbury. Abia aștept să apară Charlotte Tilbury și la noi în România. Super! Să știi că pe nas trebuie să te dai cu un punct foarte mic, pentru că vizual îți face nasul și mai mic. Nu știu dacă știai. O să zic eu.
Emma, vreau să te întreb cum e să ai doi frați. Deci Emma este singura fată din familie. Cum te simți să ai trei frați? Mă întorc imediat. Sincer, îmi doresc și acum foarte mult o soră, dar aia e. Nu mai ce să faci. Adică ea tocmai ce a zis că nu își iubește frații sau cum? Nu îmi iubesc, dar îmi doream o soră. Îți doreai și o soră, nu? Da. Ce foarte cu părere. Emma mereu îmi zicea că mi-aș dori să fii tu sora mea. Da! Eu țin minte, când erai mică, da, chiar îmi ziceai ce mult mi-aș dori să fii tu sora mea. Și tu ce ziceai? Păi și eu mi-aș fi dorit să fii sora mea. Când eram micuță, o iubeam așa de mult pe Andreea și acum o iubesc pe Andreea, dar mama când îmi zicea că plecăm la Andreea să vezi ce săream în sus, da, să vezi ce săream în sus. Păi eu de fel sunt foarte copilăroasă, chiar dacă lumea zice că nu știu ce, bătrânică, dar în viața reală toți prietenii mei știu că eu sunt, așa e personalitatea mea, sunt super copilăroasă. Și sunt mai calmă. Adică eu în vlog chiar încerc să fiu mai vorbăreață, mai bla bla bla. Dar eu sunt destul de calmă în viața reală. Nu prea sunt gălăgioasă și chestii. Da. Wow! Tu faci ceva la sprâncene sau astea sunt sprâncene tale naturale? Astea sunt mele. Serios? Vai, ce frumoase sunt. Mersi! Dragilor, sunt prea subțiri. Subțiri? Da. Ți-ai dori să fie mai groase? Tu glumești, fată. Astea sunt sprâncenele mele naturale, dar sprâncenele mele naturale înainte erau foarte groase și eu am început să le scot pentru că îmi place să am sprâncenele așa. Păi și eu câteodată mi le scot. Nu cred. Și da, când sunt pe aici, gen. A, da, așa da. Chiar ieri am făcut asta. Și te lasă mami? Nici nu știe. Așa, următorul pas, eyeliner? Da. Eu folosesc acest eyeliner. A, ba nu, plapa trebuie să ne facem. A, da? Da. Ok. Eu o să folosesc acest roz și acest alb pentru plapă. Dar care roz trebuie? Cineva ăsta? Da. Ok. Măi, eu sincer nu prea am palete. Am o paletă. Stai că o aduc. Eu nu mă machiez la ochi. Eu nu știu să mă machiez la ochi. Nu-mi place. Păi, nici eu, dar trebuie să recreem machiajul și... Mie chiar nu-mi place să mă machiez la ochi. Deci, eu am paleta asta de la Born This Way, de la Too Faced. Și nu prea-mi place mie să mă machiez așa de fel, dar dacă trebuie, asta e. Mă dau mai întâi cu sclipicea alb. Mamă, ce pigmentat e. Așa. De ce e udă pensula mea? Pensula ta e udă? Da. Chiar nu știu. I don't know. Apropo, avem această paletă de copii. Dar îmi place culorile. Sunt frumoase? Da. Andrei, e ok? Da. Eu cred că la mine nu e ok. Trebuie să ne facem așa cu roșu, pasă aici cu clipici. Da. Eu cred că la mine nu e ok, sincer. Nu, e ok. Dar că trebuie să-ți faci cu rozul. Wow, dar chiar îmi place așa machiaj. Ia arată. Vezi? Parcă îmi scoate ochii în evidență. Da. Sau nu-ți place? Ba da. Fii sinceră, îți place? Da. Eu sunt foarte sinceră. Bă, sincer, eu nu știu să mă machiez deloc la ochi. Eu știu să mă machiez foarte bine, pentru că mereu când mă machiază make-up artiștii, îmi cumpăr toate produsele cu care ei mă machiază. Și de aia eu știu să mă machiez frumii, pentru că sincer, îmi place să învăț. Ce ai vrut să zici? Sincer. Sincer ce? Sincer? Sincer? Chiar? Da. Sincer? Chiar? Da. Dar ce am zis de multe ori, sincer? Nu, ai zis că cu cine mă machiază make-up artiștii, aia îmi cumpără și am zis sincer? Ah, ok.
cred că sunt prea bătrână pentru glume de asta de 12 ani. Oh, Doamne, da, ce repede trece timpul. Așa, mai departe mă dau... Parcă s-o vânătă la ochi, așa-i? Oh my god, eu arăt oribil, uite ce machiaj mi-am făcut, frate. Mă, să nu vă speriați, o să mă dau cu rimel, fetelor, și o să arăt mai bine. Mă dau cu acest roz din paletă. Poți să-mi arăți un pic? Deci, hai să vă arăt cât de pigmentată e paleta asta de la Dior. Rozul e foarte pigmentat, îmi place. Da. Așa, da. Andrei, eu și ne-am făcut. Dar asta cum? Dar cum ți-ai făcut asta, Iam? Dar cum ți-ai făcut asta? M-am dat așa și mi-a curs. Eu am de mai... Ia uite la mine. Eu am de machiant în... Sau ia stai. Deci cu concealer peste. Da, chiar. Da, deci cu concealer peste. Yes. Gata, nu te mai dau cu paleta, că ei da. Curge. Doamne, dar uitați-vă eu ce ochi mi-am făcut. Zici că sunt handicapată, uitați-vă. Uitați ce ochi. Parcă am o boală. Doamne, ferește, mă, dar nu știu să mă machiez la ochi deloc. Hai că e ok. În videoclipul ăsta îmi pare că mamele noastre o să fie machiate de ceva bine. Da. Următorul pas la mine este eyelinerul. Păi și nu mă aștept și pe mine? Păi, dar e o competiție, Emma. E ok? Or nu? Ia? Uite okay. Pe cameră, dacă pe cameră nu se vede, nu. Da, nici nu se observă. Da. Dar totuși trebuie leac. Mai dau. Ce mai zici, Andreea? Ce să zic? Cum îți pare că ai terminat școala? Îți place fără școală? Da. Nu cred, te-ai dat iar? Dar n-arată rău. Deci cu rimel și așa, dă-ți ne dăm cu rimel. Nu, să mă dau cu rimel. Ok. Nu știu de ce, dar presim că eu o să câștig. Așa, mă dau cu rimel, dragilor. Deja mă enervez. Nu, 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 nu cu rimel, cu eyeliner. Apoi să facem și linii aici, așa? Da. Și acum am... Deja tu te-ai dat cu rimel? Eu m-am dat? Nu, eu nu m-am dat cu rimel. Rimelul ultimul. Ok. Am acest rimel de la Essence. Majoritatea machiajelor mele sunt de la Essence pentru că... Bine, Andreea e de la... Dior, Amelie de la Essence. Se vede diferența. Bine, dar vezi că eu am 19 ani și tu ai 12, adică nici nu aș, adică tu nici nu ai nevoie să te dai cu Dior și asta că oricum ești micuță și nu cred că te lasă mama așa să te machiezi de zi cu zi, nu? Mhm. Eyeliner nu prea știu să mi-l fac. Nu cred că nu știi să-ți faci eyeliner. Chiar nu știi să-ți faci? Mamă, ce bine stă cu eyeliner! Dar fă-l scurt, fă-l scurt și mai grosuț, așa. I love the emo girl. I'm in love with the emo girl. I fall in love with the emo girl. All I want is emo girl. Păi nu te mișca, ai grijă. Dar ții minte eu când m-am transformat în emo? Da. Ții minte? Uh-uh. Deci eu am două eyelinere. Acum vreau să mă dau coreană. Unul cafeniu, unul negru. Cu cafeniu mă dau când îmi fac natural makeup, dar astăzi facem glow
pink natural makeup, așa că o să mă dau cu negru. Deci, sincer, okay. Eu ridic în sus linia. Deja mi-a stricat machiajul. La mine s-a terminat rimelul și fac așa. L-am mai reparat un pic. Altă treabă. Și încearcă să-l ridici în sus. Da, oricum. Doar eu când mă machiez tot cu gura căscată. Și eu la fel. Da. Și eu la fel. Băi, eu cred că atunci când îmi fac eyelinerul, îmi schimbă total fața, nu știu, mă arată așa mai răutăcioasă, mai viperă. Hai să dăm puțin mai aproape camera. Sincer, parcă-s emo. Sincer, parcă-s emo. Păi, dar de ce ți l-ai făcut așa gros? Vrei să-ți aduc de machiant cu să ștergi așa? Da. Te rog. Parcă sunt emo, efectiv. Așa, mai departe o să mă dau, o să-mi fac nose contouring. Îmi place foarte mult să-mi fac nose contouring și în general îmi place contouring-ul. Mi se pare foarte fun. Mi se pare foarte fun. Mi se pare că berechet e foarte fun. Andrei, deci chiar ai fost cu berechet? Și de cine îți place mai tare, Iorga sau Maia? Nici nu se pune întrebarea. Clar Iorga. Clar Iorga. Și de când a ieșit Iorga, eu nici nu mă mai uit. Da, adică de când a ieșit Iorga, eu nici nu mă mai uit, sincer. Dar Doamne ferește, nu am nimica cu niciuna din fete. Mi se par toate de treabă, doar că sunt caractere diferite. Voi ce părere aveți ai mei? Ce timp sunteți? Mie mi se pare că Andreea Bostanica e foarte fan. Așa, următorul pas este rimelul, dar mă dau repede cu highlighter pe nas. Mă dau cu highlighterul ăsta alb pe nas. Mi se pare foarte fan. Mai fan așa. Și mă dau și la ochi. La ochi mă dau cu highlighterul ăsta mai gold. Ție ce îți plac mai mult, Emma? Bijuteriile aurii sau... argintii. Sau argintii, gen. Pentru că, bine, poate să fie aur alb și aur auriu, așa. Da. Sincer, îmi place argintiu foarte mult. Da? Mă, când eram mică, da. Când eram mică, da, îmi plăcea. Acum, nu. Acum îmi place auriu. Deci toate bijuteriile. Hai, dar ce brățară frumoasă ai. Mulțumesc frumos. Toate bijuteriile mele, chiar și cruciulița mea, totul este auriu. Îmi place foarte mult auriu. Totul e bine, Emi? Deci nu vorbi, fă-ți linia, nu vorbi. Da. Mă dau cu rimel. Iar nu sunt matching. Pe cine să mai bârfim? Ia uitați cine vine! Leila! Ia uitați cine a venit! Unde? Dar nu știu. Leila? Am crezut că a venit Leila. Nu, dar s-a auzit. S-a auzit Leila, nu?
Deci mie mi se pare că eu când mă dau cu rimel. Așa, pot să spun ce? Ia uite! Lila! Ține-le, mami, e pereasul meu! Mama, e pereasul meu! Salut! Salut! Ține-le, mama, e pereasul! Ține-le, mama, e pereasul! Ține-le, mama! Of, așa, e pereasul, e pereasul meu! Mie mi se pare că Leila e foarte faină! Iepurașul, iepurașilor, îmi mănânc fânduliețul, îmi mănânc făciuca, mănânc urechiușa. Bibica mea. Of, uitați ce mare a crescut Leila. Simba! Are un an. Simba. Leila are un an. Da. Are tu ai un an? A fost ziua lui Leila, recent. Uitați-vă ce diferență mare. Rimel, fără rimel. Rimel, uitați, rimel, fără rimel. Bine, zici, mi se pare că aici unde n-am rimel arăt mult mai finuță. Unde n-am rimel arăt mai finuță, unde am rimel arăt mai scorpie, așa? Și tu ce am? Să folosim rimel matching. Da. Da, uite dacă mai merge. Dar nu-l văd. Să l-am luat la pun. Nu cred. Adică nu știu. Da, cred că e la fel. Dar la mine nu. Trebuie să rămâi în gură când văd. Nu cred. Leila! Eu nu știu, uite, răd. Vă face chitat pe aici. Nu știu, n-am idee. Dă bureta. I-a furat beauty blender-ul. Dă bureta. Dă bureta. Hai, dă-o, Leila. Hai, dă-o, Leila. Dă bureta la fată. Dă bureta. Dar vezi, să nu închide. Ce ești Leila cu asta negă? Trecezi Leila? Dar de unde e rimelul ăsta? De la Benefit. Răstul din Maria. Nu, e din Delia. De bureta. Gata. Nu. Ce ore, mamă, ce ore?
iepurașele, mă. Ui, uite bun. Păi da, dă-mi vite blenderul, fără să mai spun. Dă-mi vite blenderul. Dă-mi vite blenderul. Leila, partiți am cu Leila. Leila, baba, Leila, Leila. Ah, tu te dai cu lip gloss? Nu. Dragilor, următorul pas este lip gloss. Eu mă dau cu acest lip gloss de la Clarice. Oh my god, foarte frumos. Eu mă dau cu acest creion. Așa, m-am dat creion de buze și avem acest tint de copii. Dar dă foarte bine, după părerea mea, și îl ador. Și mă dau doar înăuntru. Sunt persoane care au tint și dau și pe obraz, dar eu mă dau doar pe înăuntru buze. Mă dau foarte mult. Dar calmează tine! Leila! 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 Nu am mișcat! Leila! Doi! Ta-da! Și acesta, dragilor, este machiajul nostru final. Vreau să-mi spuneți în comentarii care machiaj vă place mai mult. Sincer, îmi place foarte mult cum te da cu eyeliner. Ție chiar îți stă cu eyeliner. Mersi, știe. Mulțumesc! Și vreau să-mi spuneți în comentarii ce machiaj vă place mai mult. Al meu sau al lui Emmy. Hai să vedem mai dat. Machiajul meu este foarte glowy, adică nu m-am dat cu pudră și chestii și nici Emma. Cam așa arată. Ochii. Buzele roz și un machiaj foarte glowy, așa roz. Emmy, la fel. Avem buzele, ochii. Și ce este machiajul? Păi, dar ce mult semănăm. Chiar semănăm, dragilor. Hai să filmăm reacția mamelor noastre. Da. Să vedem cum reacționează. Așa, vreau să ne ziceți părerea la machiaj. Nu-mi place. Nu-mi place cu roșu. Dar tu, mama... Prea pronunțat. Nu-ți merge deloc. Ești nici cu vasca. Deloc nu-mi place. Sunt doar niște hateri. Da.